Doamnelor și domnilor, vreau să vă salut cu emoție deosebită și ce am în mână este o carte poștală, este o, nu știu, felicitare, numiți-o cum vreți, dar mai exact o să ne spună invitatul nostru, pentru că e ceva total deosebit. Domnul Mariu Marin, președintele Asociației pentru Dezvoltare Culturală. Domnul Mariu, bine ați venit! Bună ziua! I-am găsit! Bună dimineață, adică! Bună ziua! Nu suntem în înregistrare, putem să spuneți bună dimineață! Dar ce, v-ați trezit mai devreme ca noi? Nu cred, imposibil, dar a fost un bine efort plăcut. Spuneți-ne, vă rog, ce avem noi de fapt aici pe masă? La mine. Ok. Ce avem noi aici? Deci este o invenția mea, depusă la patentă globală în SUA, care face o carte digitală primată fizică, palpabilă. Deci doar acum puteți o carte digitală să o aveți pe un suport fizic. De exemplu, aici este toată poezia lui... Camera nu mai e de mine, da? Aici toată poezia lui Eminescu, pe felicitare, se deschide felicitarea. Se scanează și aveți aproape 1000 de pagini de Eminescu. 960 de pagini de Eminescu. Așa, vă rog detalii pe ce ne arată domnul în aceste clipe. Dar repet, această felicitare frumoasă, sunt seama cu dumneavoastră, deci toată poezia lui Eminescu într-o singură felicitare, 1000 de pagini. Dar cum le găsim noi? Scanăm QR codul acela? Scanăm codul simplu. Mama mea de 68 de ani s-a deprins. La 68 de ani, cred că ceilalți mai tine s-a deprins. Așa. Codul se scanează cu telefonul sau cu tableta și automat se deschide cartea să o citiți. Sau să o extraordinar. Mie mi-ați oferit o carte cu Emil Loteanu. Da, a fost ambiția mea să fac Loteanu, nu doar filmele sale, ci și poeziile în română și în rusă, fiindcă este un mare poet al națiunii și eu aș vrea ca oamenii să-l cunoască. Iată, eu am scanat QR codul poezii în limba română, da? Pentru că sunt și varianta limba rusă și deschidem poeziile lui Loteanu. Minunat! Apropo, cine nu știa... Emil Loteanu, aparte de faptul că era un celebru regizor, era și un poet extraordinar. Eu cred că cel mai mare poet. Zbor. Alegeți primăvara drept mireasă, din dorul timpului alegeți dor și să te mistui ca o stea frumoasă, ce sensul vieții l-a găsit în zbor. E extraordinar. Și tot aici avem trei QR coduri, avem poeziile în limba rusă, avem și filmele lui Loteanu. Da. Și patru. Așa, scanăm filmele lui Loteanu și le accesăm imediat, fără multe căutări. Eu propun cine sună lăutare. Primul și spune care a fost primul film al Loteanu să primească un cadou felicitare de la noi. Deci întrebarea este care a fost primul film al lui Loteanu. Bine, o să organizăm acest concurs pe Facebook. Okay. Astea sunt datele tehnice pe care noi le-am prevăzut. Bine. Și o carte poștală cu Loteanu, cu acest QR code. Care sunt alte subiecte pe care le-ați ales și în general... Deci am făcut, deoarece CD-urile și DVD-urile sunt demodate, ne-am gândit că este un suport universal și ieftin pentru muzică. Și, de exemplu, am editat o felicitare cu, mă iertați, cu muzica de aur a Moldovei. Un concert extraordinar al lui Alex Calancea Band și prietenii săi. Adică doar ai scanat și ai acces la tot concertul. Da, concertul. Amintire de iubire, știm acest concert. Da, da, Amintire de iubire și un film documentar făcut de domnul Calancea despre muzica noastră națională. Deci, extraordinar. Și un film documentar și muzica și concertul lor Amintire de iubire. Hitul de anii 50 până în 2020. Dar sunt și eu acolo că am prezentat concertul. Nu știți. Eu mă orientam pe fete acolo, nu țin minunat. Bine, bine. Minunat, e extraordinar. Dar astea pot fi cumpărate în Chișinău? Da, în librărie, în Librarius. În Librarius? Da. Și e doar 30 de lei? Da. Minunat. Și, de exemplu, avem ceea ce se vinde cel mai bine, o carte minunată de domnul Țicu despre unicul moldovean care a jucat la Barcelona, Simatoc. Moldovean care a jucat la Barcelona? Da. Păi, eu nu sunt microbist și nu știu nimic despre fotbal, dar asta deja e foarte interesant. Da. Și la librărie am spus că mulți părinți întreabă de cărți pentru copii în limba română. Așa? Și am făcut vreo 4 titluri, nu le-am, că să mergeți la librărie să le luați. 20 de cărți de aur pe felicitare, pentru fiică și pentru ficior, scriitori români, scriitori străini. 20 de cărți pe felicitare, 20 de cărți cu 30 de lei. 20 de cărți. Le scanezi, bine, din telefon e greu, din tabletă. Le scanezi cu tableta și le accesezi imediat. Dar ideea este că noi am conceput acest proiect ca un cadou. Deci avem sărbători, de exemplu, da, și avem o mulțime de prieteni. Da. La toți le dăruiești cadouri foarte scumpe, dai falimentul. Da. Să le dai ceva ieftin, nu e prea ieftin. Atunci ne-am gândit la ceva original, care să nu fie nici foarte scump, dar să fie fără preț.
E un cadou minunat fără și aici scrii felicitarea, da, gândurile tale, da, și da, da, și o trimiți. Și poți să-i potrivești felicitarea după, eu știu, după felul omului de a fi. Poate da, cineva sau, de exemplu, muzica, sau de exemplu, când mergi la o întâlnire cu o doamnă și îi dai un buchet de flori, da. Doar trebuie să fii băiat original ca să ți placă doamnă și îi poți dori o felicitare cu cele mai frumoase poziții de dragoste pe cea mai frumoasă femeie. E extraordinar. Și eu garantez că a doua oară ies cu tine, Antonio, doamne, în sens că... și prima aici, dată ies. Toate poeziile cele mai frumoase din lume de dragoste. Da, de Eugen Cioclea. Iată, uite, poezii de-ai noștri, Grigore Vieru. Frumos. Și noștri străini, da. Și străini, o avem și în rusă, pentru cei care... Minunat. Dar avem și pe Pușkin, tot Pușkin în limba rusă. Tot e o 800 de pagini de Pușkin. Dar cum v-a venit ideea asta? Cum să vă zic? Eu seamăn cu politicienii. Zici și noapte mă gândesc la binele oamenilor. Fix așa. Nu știu, nu știu. Mi-a venit ideea că asta... Dar avem... a zis o glumă bună acum. Toată noaptea da, te gândești la binele oamenilor ca politician. Da, și? Nu. Și? Am avut o comandă de la un client. Nu, eu mă ocupam cu publicitatea și mi-a comandat un client un cadou ieftin și original și așa am intrat ideea. Și după asta m-am gândit de ce să merg în America cu el și acolo... În America? În America, acolo da. Unde ați luat patentă? Sau am depus la patentă, dar am luat o finanțare de la un fond american și am luat o viză pentru oameni talentați pentru această invenție. Deci nu e viză simplă de turist, e viză pentru oameni talentați în America. Eu ca politicienist modest, o să tac. Dar nu sunt narcisist politician. Dar pe câți ani se dă viza pentru oameni talentați? 3 ani. 3 pe 3 ani? Ani. Da, mai nu e avantajos, pentru ceilalți se dă pe 10. Da, cu aia nu faci nimic. Cu asta poți lucrezi. În fine. Asta ne-am gândit, un cadou frumos, un prezent original, anume este o carte, poți să o dăruiești și online, dar cadoul ăsta e ambalajul, da, adică da. Deschizi, te uiți frumos și noi am gândit la un ambalaj frumos și plăcut și mi se pare că pictorii cu care colaborez sunt niște talente născute. A, deci și coperta tot e realizată de da, cine? Mai mult că atât. Noi am editat și o antologie a picturii moldovenești pe suport fizic, care costă 25 de euro. Deci dacă cunoști pe cineva care învață la arte, o să poți să-l impresionezi. Dacă faci așa de talentat, da, dacă nu, nu. Așa, aici, de exemplu, este un album de pictură, care tipărit costă 500 de lei, dar așa costă 30 de lei. Deci, a, este uiță, și asta e în engleză și în română, dacă aveți prieteni pe hotare sau... Dar e foarte curios subiectele pe care le-ați ales. Nu sunt niște banalități. Sunt, în primul rând... Ați vrea să fie un om banal? Sau... Nu. Sunt, în primul rând, un tribut pentru creația, pentru cultura națională. Este o ambiție personală. De ce? Părinții așa, cred că, nu la mine întrebări, cred că părinții s-au educat sau nu știu. Sau m-au scăpat capul de podelii și în loc să fac altceva, fac asta. Președintele Asociației pentru Dezvoltare Culturală astăzi este alături de noi, domnul Mario Marin. Și iată, această invenție deja poate fi găsită în librăriile din Chișinău. O invenție foarte, foarte simplă după ce o vezi. Dar da, ne-am mirat, noi ne-am mirat că nimeni nu a patentat. Dar să te ajungă mintea să creezi așa ceva, chiar e genial. Poezii, filme, cărți, colecții de artă și așa mai departe, toate prin scanarea unui QR cod, sau, mă rog, a 3 QR coduri, depinde de ce găsiți pe felicitare. Scrieți ceva persoanei dragi, persoane care vreți să-i faceți acest cadou și iată, cu 30 de lei v-ați scos cu darul pentru sărbători. Pentru toți, toate rudele, toți prietenii, toți puteți băcătare. Da. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență, felicitări pentru această invenție și drum bun în America. Mai este, mai stau jumătate de an. Mă rog. Până ce le vând piața toate după asta. După ce... Să știi frumos, numai bine.